O zi neagră pentru libertatea presei din România, au anunțat astăzi asociațiile care urmăresc respectarea libertății presei în țara noastră. Asta după ce compania Ringier a anunțat că 20% dintre jurnaliștii Libertatea vor fi concediați. Primii sunt Cătălin Tolontan, coordonatorul redacției, Iulia Roșu, redactor șef adjunct și Camelia Stan, editor la ediția tipărită a cotidianului. O să discutăm imediat subiectul cu redactorul șef al Junc Libertatea, dar până atunci vă propun să urmărim evenimentele din sistemul sanitar românesc. Ministerul Sănătății a declarat astăzi că România este în plină epidemie de rujeolă, popular spus pojar. Asta după ce numărul de cazuri a ajuns la aproape 2000 la nivel național. Iată topul județelor unde sunt cele mai multe cazuri. Cele mai multe sunt în Mureș, 628 la număr, în Brașov sunt 339, în București și Cluj sunt în jur de 200. Încheie topul celor mai afectate județe, Giurgiu cu 147, Ilfov cu 89, Alba cu 66, celelalte au mai puțin sau în jur de 50 de cazuri. România a fost lovită de epidemie în condițiile în care rata vaccinării împotriva rujeolei a scăzut mult în ultimii ani. Dacă până în 2009 rata era de 95%, după 2020 a scăzut sub 75%. Anul acesta este, atenție, de 62%. Nu este de mirare că România se află în urma Europei la acest capitol. Media europeană a vaccinării în 2018, de data asta, a fost de 94%. La noi, așa cum vedeți, 90%. În această seară vom discuta cu experți în domeniu să vedem care sunt legăturile între uh, rata vaccinării și epidemie. Până atunci, să vedem ce spun autoritățile, mai ales că efectul epidemiei se simte deja. La Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș din Capitală, toate locurile pentru copii sunt ocupate. La Institutul de Boli Infecțioase Matei Balj din Capitală, toate locurile pentru copii sunt ocupate. Rujeola sau Pojarul, așa cum mai este numită, nu este doar o boală a copilăriei, avertizează medicii. Poate fi periculoasă și pentru adulți. Nu numai că sunt multe cazuri, dar sunt copii care se internează, sunt complicații, sunt complicații importante, din păcate se poate înge și la deces. și Cirurgia nu apare doar la copii, apare inclusiv la adulții tineri. Dar cei care nu s-au vaccinat de, pentru rugeole, împotriva rugeolei, în copilărie, pot, pot să facă. De bineînțeles, bineînțeles. Da, vor face, dacă au peste 20 de ani, vor face analizele să vadă dacă au nevoie. În prezent, la nivel național, 78% dintre copii au fost vaccinați cu prima doză, iar cu cea de-a doua doză, 68% dintre ei. Potrivit medicilor, pragul de la care nu mai există pericol este de 95%. Nici înainte nu vaccinam foarte mult, adică acest prag nu a mai fost atins de mult în România și vaccinarea împotriva ROR a început să uh, prindă contur ca probleme ca bariere în momentul în care mișcarea antivaccinistă a crescut, mai ales după 2008 încoace. Pentru că a fost unul dintre vaccinurile la care s-a făcut cel mai mare, cea mai mare campanie împotriva vaccinării din cauza unor studii care au fost falsificate și publicate inițial. Ultima epidemie de rujeolă în România a fost în 2016. A fost declarată închisă odată cu apariția pandemiei de COVID-19, când, datorită măsurilor de protecție, virusul a fost limitat. Lumea trebuie să știe că rujeola este o boală care câteodată o moară la distanță. Există o, o, o afecțiune, se numește panencefalita subacută, care apare la, câte, la câțiva ani după boală. Încurajăm părinții să se prezinte cu copiii la vaccinare, mai ales cei care nu au făcut-o, care sunt eligibili pentru vaccinare, fie că discutăm despre copii cu vârsta de un an, fie că discutăm de copii cu vârstă școlară. Completarea schemei de vaccinare este normală. Rujeola este o boală extrem de contagioasă care debutează cu febră mare, tuse și conjunctivită și este urmată de erupții pe corp după aproximativ patru zile după debutul simptomelor. Ministerul Sănătății a anunțat că va desfășura o campanie de informare a părinților împreună cu medicii de familie pentru creșterea ratei de vaccinare în rândul copiilor. Discutăm despre epidemia de rujeolă cu vocile care contează, la această oră, alături de mine, în studioul Euronews România, este medicul primar, pediatrie, conferenț conferențiar universitar, dr. Mihai Craiu, bună seara, mulțumesc că sunteți alături de noi. Bună seara! Haideți să le spunem oamenilor, în primul rând, pentru că este foarte important, înțeleg că la institut, la dumneavoastră, vin copii uh, care nu știu ce au, să le explicăm oamenilor care sunt simptomele cele mai importante pentru ca să știe și părinții că au făcut rujeolă copiilor. Da, e, e important să spunem despre rujeolă că este o boală febrilă. Face febră foarte mare copilul și, de obicei, ăsta e primul semn care supără familia. În rest, începe ca o răceală obișnuită, adică îți curge nasul, ai ochii mai uh, lăcrimoși, așa, de altfel să și numește în semiologia clasică, face spălmuit. Ai niște ochi foarte congestionați și plâns, așa. Uh, și după câteva zile de ascensiuni, febrile începe să apare erupția. Dacă mai ați permite o, o bă, comparație așa glumeață, rujeola se răspândește pe corpul nostru ca și cum am luat o găleată, am umple-o cu vopsea colorată și ne-o turnăm în cap. Deci apare sus, pe față, pe gât pe... și coboară în josul corpului. Deci părinții ar trebui să știe că ceva care apare și progresează o erupție care nu are bășicuțe, care nu mănâncă pielea, care nu este aspră, deci în grosimea pielii, și care se însoțește câteodată și de niște semne în gură. Dacă ne-am uitat în gură, copilul are niște pete roșii cu puncte albe, ca și cum ar fi mâncat griș cu lapte. Cam asta este aspectul. Deci boală cu febră, mare, stare proastă, de rău, are ochii ăștia plânși și erupția care se întinde de sus în jos. Astea sunt semnele. Um... Noi tindem să vorbim despre aceste boli, infecții, ca boli ale copilăriei, deci nu le acordăm prea multă atenție. Uneori lasă că se poate trata acasă, pojarul îl putem trata acasă. Spuneți-ne totuși, care sunt recomandările cele mai importante? Ce trebuie să facă un părinte când observă la copilul său că are aceste simptome și care ar fi complicațiile? Lucrul cel mai important pe care îl poate face un părinte este să fie liniștit. Copiii mici comunică non-verbal foarte mult cu părinții lor și toată agitația asta a noastră, mai ales în acest context în care există și un anunț oficial, nu ajută copilul deloc. Primul lucru. Al doilea, trebuie să știe părinții că un copil evaluat de medic și inclus într-un program de tratament corespunzător protocoalelor poate fi realmente condus către vindecare. Ăsta este și scopul. De asta trebuie să ne la doctor. Dacă stăm acasă și așteptăm că poate trece boala, se pot întâmpla două lucruri. Unu, putem să o dăm și altora. Trebuie spus că rujola este, din ceea ce știm în acest moment, una dintre cele mai contagioase boli omenești. Adică un copil bolnav poate să dea în jurul său la 16, 18, 20 de copii susceptibili. Foarte mare acest număr de multiplicare. Și al doilea lucru, dacă stai acasă, unii copii care au particularități de apărare ar putea să facă complicații grave. Nu cred că trebuie să speriem părinții cu complicațiile, ci numai trebuie să spunem că pojarul nu este o răceală mai mare. Pojarul e o boală gravă care poate spune viața în pericol. Um. Cum, cum să ne protejăm? Cum să nu ne infectăm? Care sunt soluțiile? Spălatul pe mâini? Regulile jocului, da. Pandemie? Sunt aceleași ca în pandemie. Acele măsuri non-farmacologice de prevenire a transmiterii bolilor le putem aplica și în acest moment. Copiii foarte mici, în mod inerent, au nevoie de atingere și apropiere. Să ne uităm cum este în grupa mică la grădiniță. De aceea, cred că merită să exersăm cu copiii spălatul corect pe mâini. De aceea trebuie să luăm foarte în serios triajul epidemiologic dimineață, nu ne aducem copiii bolnavi la grădiniță, unul, și al doilea, chiar copiii ăștia mici ar trebui consultați, măcar să ridice bluzița, să vedem dacă au o erupție pe ei să ne uităm în gură. Și în fine, al treilea lucru, să ne sfătuim cu doctorul de familie și să revizităm uh, carnetul de vaccinări. Pentru că uneori, pur și simplu, am uitat. Să am facem sărit. a doua doză. Da, și sunt părinți cărora le-a fost frică și de prima. Trebuie spus că două doze sau boala asigură protecție pentru tot restul vieții. Deci un părinte care a avut în copilărie nu trebuie să fie în momentul ăsta speriat. Iar un părinte care nu știe dacă a avut în copilărie poate să afle printr-un simplu test de anticorpi la oricare clinică privată sau nu în România cu un test foarte simplu și foarte precis dacă are protecție. În principiu, cele două doze trebuie făcute, sunt gratuite, sunt oferite de statul român prin Programul Național de Vaccinare, prin intermediul medicului de familie. O să vorbim despre vaccinare. Vreau totuși să insist un pic la complicații. Spuneați că nu vreți să speriați oamenii și da. respect asta. Cu toate acestea, există anumite complicații și dacă puteți să ne spuneți incidența lor. Da. Asta pot să vă spun. Spre deosebire de alte boli contagioase ale copilăriei, știm cu siguranță că în sisteme medicale fragile sau în țări cu nivel economic mai modest, mortalitatea prin rujeolă este undeva în jur de, dintr-o mie de cazuri, un deces. Dar să nu vorbim de alții, să vorbim de România. La ultimul... Ultima izbucnire epidemică unde au fost 20 ceva de mii de cazuri Oficial peste 22 de mii de cazuri Au fost 64 de decese În România Acum, în, în 2018 2003. Exact Bine, nu s-au întâmplat toate într-un interval scurt Ele au fost pe durata celor 2 ani De uh, moment epidemic Și aproape toate cazurile S-au întâmplat la copii fragili, cu comorbidități, sau la copii care au dezvoltat aceste complicații pe care le-am evitat la început, dar putem să spunem, complicațiile foarte grave se referă la cap, copiii pot face encefalită, intră în comă și, în bine, urmează ceva foarte grav, sau pot face pneumonie rujeoloasă cu celule gigante, care iarăși este o evoluție foarte, foarte severă. Deci e bine să nu facem boala, dacă se poate. E bine să nu facem boala. La ce vârstă e cea mai periculoasă boala? Cea mai periculoasă este la copilul extrem de mic care n-a apucat să facă niciun fel de doză de vaccin. Adică, într-o familie, dacă preșcolarul care merge la grădiniță are cel mai mic semn de boală, surioara sau frățiorul lui de acasă realmente trebuie izolat. V-am spus, este super contagioasă și dacă n-a apucat să facă nicio doză de vaccin, protecția dincolo de primele 2 trei luni cât are anticorp de la mamă, nou născutul, protecția ulterioară e foarte modestă. Aceștia sunt copiii care fac complicații și aceștia au fost cei care au avut viața în pericol sau chiar au murit în urmă cu câțiva ani. Um... Că vorbeați de adulți, adulții dacă fac boala, când au făcut-o în copilărie, în cazul lor despre ce complicații ar putea fi vorba? Da, aici vă pot spune o simplă căutare de știri de presă despre cazurile nefericite la adulți. Vorbește despre oameni perfect normali. Ultimul exemplu de notorietate este o stewardesă a liniilor israeliene, Elal, care în timpul unui zbor din Statele Unite spre Israel a fost în contact cu un pasager care nu știa că are boala. S-a dovedit ulterior că a devenit febril și a făcut erupție. Și doamna aceasta, mamă de trei copii, a făcut complicații neurologice și a decedat. Deci, și adulți, într-un moment de fragilitate imunologică, vorbim de un om care e verificat periodic la sănătate, toți cei din aviație sunt foarte riguros evaluați, deci nu era o persoană în vârstă sau cu comorbidități. Se poate. Deci, e o boală care ar trebui să nu o facem. Bun. Pentru că vorbeam despre vaccin. Este vaccinul cea mai importantă protecție împotriva acestei boli? Din punct de vedere strict farmacologic este singura protecție, pentru că nu avem medicație antivirală specifică împotriva acestei maladii, așa cum avem împotriva gripei sau SARS-CoV-2 sau altor uh, virusuri pentru care avem resurse terapeutice. Aici ar fi bine să avem anticorpii noștri care se țină la distanță de celulele noastre importante din sistemul nervos central sau de plămâni, virusul rugeolos. Da. Despre vaccin, vaccinare, discutăm în continuare și cu um, al doilea invitat de la Vocile Care Contează. Vorbim cu domnul Gintrovel Dumitra, președintele Comitetului de Vaccinologie din cadrul Societății Naționale de Medicină de Familie. Bună seara! Bună seara! Discutăm aici despre epidemia de rujeolă. Mă întreb dacă această scădere a ratei de vaccinare pe care am prezentat-o la începutul emisiunii, are vreo legătură cu faptul că ne confruntăm acum și suntem în plină epidemie de rujeolă? Are o legătură directă. Și aș spune că este singura legătură pe care o putem identifica în acest moment și o putem identifica în ceea ce privește evoluția oricărei epidemii de rujeolă. Este bine cunoscut faptul că această boală, așa cum a precizat și domnul cu puțin mai devreme, este una dintre cele mai, dacă nu chiar cea mai contagioasă dintre bolile infecto-contagioase ale copilăriei. Ca să facem o comparație, spunea domnul profesor, că se îmbolnăvesc 16, 18, 20 de la o persoană contagioasă de, pe, de alți copii care nu sunt care nu au protecție. E bine, ne aducem aminte de COVID-19, care tocmai l-am parcurs. Acolo vorbeam despre un indicator care se refera la două, trei persoane. Deci, ia câtă care este diferența. Rujola este mult, mult, mult mai contagioasă decât multe dintre bolile infectocontagioase pe care le avem în copilărie. Aceasta, această valoare de 16-18 persoane care se pot îmbolnăvi de la o persoană bolnavă are o importanță foarte mare pentru că stabilește sau are o corelație directă cu necesarul de acoperire vaccinală. Ce înseamnă acest lucru? Cam de câți copii vom avea nevoie într-o comunitate și comunitate. Putem pleca la definirea acesteia ca fiind numărul de copii la nivel național, la nivel județean, într-o anumită localitate sau poate pe o scară de bloc, ca să mergem chiar până la nivelul, să zicem, unitar. Ei bine, pe această zonă de comunitate, noi trebuie să avem o acoperire vaccinală de 95%. Orice scapă peste acest 95%, înseamnă că se vor strânge un număr din ce în ce mai mare de copii care nu vor avea protecție, care uh, sunt, zicem noi, susceptibili de a se îmbolnăvi de rujeolă în momentul în care se vor întâlni cu un alt copil bolnav. Și de aici, mai departe, în momentul în care se strâng un număr de copii. Care creează o masă critică, aceasta va permite evoluția acelei. Epidemii în comunitatea respectivă, ducând practic la apariția unui număr mare de cazuri. De altfel, și vedem în cifrele raportate de către Ministerul Sănătății în acest moment că avem un număr foarte mare de cazuri în câteva județe. Campion am văzut că este județul Mureș, apoi urmează județul Brașov, dar asta este doar o problemă de timp pentru că practic acolo a apărut un prim caz care a găsit o comunitate nevaccinată suficient. Și care a, crea, a creat condițiile pentru evoluția acestei epidemii. Iar, în măsura în care nu reușim să stopăm a, a, numărul de cazuri, a, creșterea numărului de cazuri, practic vom asista la înroșirea, pentru că dumneavoastră a spus acum o hartă cu județe roșii, la înroșirea întregii țări, așa cum am văzut și în epidemiile anterioare. Așadar, lipsa vaccinării, o legătură directă cu această epidemie, vedem acest procent de 63%. Uh, cu doza a doua împotriva Rujeolei. Este o cifră oficială pe care am găsit-o pe site-ul. Uh, uh, uh. Acum, eu vreau să înțeleg de ce s-a ajuns la 62% vaccinare acum no, în România. Acolo. Vreau să fiu un pic mai explicit. Practic, haideți să nu comparăm mă recupere. Deci, într-adevăr, 63% în acest moment înseamnă numărul de copii care ar trebui să fie vaccinați la vârsta de un an și care sunt vaccinați în luna respectivă. Ei însă pot fi recuperați la, nu la 12 luni, adică nu se vaccinează la 12 luni, ei pot să aibă o, o anumită contraindicație temporară, adică o boală febrilă și se vor vaccina la 13 luni. De aceea noi facem ceea ce se numește, de fapt noi, Institutul Național Sate Publică, uh, uh, analizează în fiecare an și uh, emite niște rapoarte în ceea ce privește estimarea acoperirii vaccinale. Acea este acea estimare e cea care contează și care aduce o imagine cât se poate declară. Și ce arată acea estimare? Da, pentru că noi ne-am uitat acea... la rata vaccinării și vedeam că după 2020 era de 75% și, și acum e 62%. De aia întreb. Da. Înainte de pandemie, ajunsesem, reușisem ca să creștem acoperirea vaccinală pentru prima doză de rujeroră. rujoră undeva la 87-88%. Nu trecusem de 90%. Ce s-a întâmplat între în între timp? De pandemiei, ce a scăzut? În timpul pandemiei am scăzut undeva la 84%, iar acum, iată, post-pandemic, ne ducem la 78%. Cam asta este cifra reală în acest moment. Ce s-a întâmplat în această perioadă de timp? Păi, tocmai ce am fost expuși la o cantitate enormă de informații antivaccin. Este suficient să ne uităm în acest moment pe câteva dintre studiile de știri și îmi ce scuze că spun treaba asta și o să vedem foarte multe legături de cauzalitate închipuite, și o spun cât se poate de corect, între vaccinarea COVID și eventuale evenimente ulterioare, evenimente medicale, la asta mă refer. Practic, în acest moment, oricine poate să spune că ce i s-a întâmplat după epidemia de COVID are legătură cu vaccinarea chiar dacă nu a fost vaccinat. Pentru că am întâlnit și astfel de cazuri. Bun. Și oamenii respectivi refuză să se vaccineze pentru că văd aceste legături care nu există? În acest moment, a, asistăm, vedem foarte mulți părinți care nu doar că refuză vaccinarea împotriva COVID. Asta s-a dus deja. Deci, în acest moment, în România, în acceptarea vaccinării împotriva COVID aproape că nu mai există, dar ne-a scăzut acceptarea vaccinării uh, antigripale. Asistăm la scăderea acceptării vaccinării împotriva COVID. Iertați-mă, împotriva, împotriva rujorei, așa cum vedem acum, pentru că, într-adevăr, am avut și eu o experiență, dar îmi spun uh, alți colegi părinți care spun că nu mai vaccinez copilul nici măcar cu vaccinul copilărie, pe nu vedeți ce fac aceste vaccinuri. Da. Este practic o translatare, o temere de reacții adverse ca urmare a zgomotului de fond pe care îl avem în acest moment post-pandemic. Da. Domnule Craiu, Domnule doctor, ce facem cu acest zgomot de fond? Pentru că, într-adevăr, domnul Dumitra vorbește despre niște situații pe care le întâlnim. Vedem pe rețele sociale, se vorbește foarte mult despre riscul la care se supun oamenii care se vaccinează, fac această legătură directă cu pandemia, cu vaccinul împotriva COVID, prin urmare nu ne mai vaccinăm de nimic. Unii, cei drept, cum îi convingem pe oameni să se vaccineze și ce le spunem? Da, domnul doctor Dumitra are perfectă dreptate, dar aș pleca tot la exemplu domnului doctor Dumitra. Omul sfințește locul. Să-l întrebați pe domnul doctor care este acoperirea vaccinală la copii din zona dânsului. Gino, cum e? Da, rog. Cum e la tine? Dar n-aș putea să generalizez. Adică, domnul profesor, aveți dreptate. Discutam puțin mai devreme ultimul caz de rujeol la persoane care ar fi trebuit să vaccineze. Eu am avut în anul 2005-2006 în comunitate. Am mai avut ulterior un caz la un sugar de șase luni, deci care nu putea să fie vaccinat. Uh, cred că în uh, epidemia precedentă, cea din 2016-2019. Uh, însă eu resimt în acest moment, domnule profesor, această presiune din partea părinților, adică eforturile pe care le depunem acum pentru a vaccina copiii uh, eligibili, cei de la vârsta de 12 luni, întâmpină foarte multe dificultăți, chiar dacă reușim. Deci, uh, dar, dar ce, ce vă, spun, dacă ce vă întreabă părinții? Ei uh, de ce sunt reticenți la vaccinare? Datorită reacțiilor adverse. Asta este principala motivație. Și de unde Iar se informează ei a... cel mai mult referitor la reacțiile adverse? Păi este suficient să deschidă Facebook, pentru că vor primi în avalanșă uneori uh, anumite informații care vin uh, uh, destul de ușor. Este suficient, cum spuneam, să deschidem anumite posturi de televiziune în care se discută aproape exclusiv despre ce se întâmplă acum vis-a-vis -vis de dosarul DNA. Sigur că vreau să fac o mențiune foarte clară, n-am niciun fel de problemă vis-a-vis -vis de acțiunea pe care o, o desfășoară DNA în acest moment. Însă întărește foarte mult percepția sau aduce argumente mișcării antivaccin în ceea ce privește uh, neîncrederea în autorități iar în momentul în care autoritățile se implică în domeniul de vaccinării, poate să devină o problemă, pentru că eu am întâlnit, de exemplu, în practica mea, pacienți care mi-au spus că, domnător, știu că dumneavoastră sunteți de bună credință, dar vă pun cei de sus ca să faceți asta. Ei bine, este foarte greu, foarte, foarte greu să disociem la un moment dat datoria pe care o are medicul de familie în ceea ce privește să zicem, această responsabilitate vis-a-vis -vis de sănătatea comunității pe care o are în grijă, comparativ cu ceea ce avem și anume programe naționale. Pentru că programele naționale trebuie aduse de la nivel național către. Periferie. Dar aveți da, domnule Dumitra, aveți suficiente vaccinuri? Pentru că și asta e o problemă. Nu știu dacă statul reușește să vă aducă suficiente. În acest moment avem suficient da. de vaccinuri împotriva urilor și rubeului. Da, a fost, a fost o perioadă acum un an în care uh, am avut o problemă în uh, aprovizionare, au lipsit, cred că, vaccinul ROR din câteva județe la nivel național uh, și atunci uh, acoperirea vaccinului a scăzut, însă de aproximativ un an, cred, nu avem absolut niciun fel de problemă cu aprovizionarea. Da. Uh, Domnule doctor cum luptăm cu această infodemie? Nu mai este da. nici epidemie, nici pandemie, da. este o infodemie de informații false pe care cu care dumneavoastră trebuie să luptați. Nu luptați doar cu virusul. Sunteți da. și pe acest front al războiului informațional. Da. Lucrul cel mai important într-o ecuație de succes, cred că este căutatul de soluții și nu de vinovați. Pentru că spunea domnul doctor Dumitra că e suficient să. Apelăm la Dr. Google și vom găsi acolo o mulțime de informații care amplifică teama. Studii științifice foarte serioase, inclusiv unele. Pe care le-am făcut noi la Institutul Național de, uh, pentru Sănătatea Mamei și Copilului în, în România, pe uh, repondenții români de social media, de, de Facebook, să spun așa, uh, și pe care le-am publicat în reviste internaționale foarte serioase, arată că pe primul loc este teama, exact așa cum a spus domnul doctor Dumitra. Și teama se răspândește în niște camere de amplificare, pentru că social media dă voci foarte puternice. Iar noi, medicii, până acum nu prea am fost prezenți acolo unde au căutat oamenii informația. E, colegii dumneavoastră din presă au semnalat încă dinainte de, de pandemie că trei sferturi din românii confruntați cu probleme de sănătate se duc și online și după aceea la medicul de familie, la domnul doctor Dumitra să spunem. Iar în plină pandemie, fenomenul s-a accentuat, astfel încât un, un, studiu făcut de colegii de la MedLife, un mare lanț medical românesc, a arătat că în 2022 un sfert din român bolnavi nu se mai duc deloc la doctor, se duc online. Ce se întâmplă online? Online se validează și se amplifică niște spaime comune și știm Că în momente tensionate de polarizare și politizare, sau de războaie, sau de conflicte, informațiile false circulă mult mai repede decât informațiile adevărate pe exact aceeași temă. 6-7 ori mai repede și ajung de 6-7 ori mai departe. Deci cred că rostul nostru al medicilor este să facem conținut corect, exact ceea ce își propune Ministerul Sănătății acum, să facă o campanie de educație, nu cu postere și tipărituri, pentru că avem 42% în alfabet funcțional, degeaba tipărind ceva, pentru că în comunitățile astea cu foarte multe cazuri sunt eventual defavorizate și... În fine, fără o bună pregătire să citească ceva, aș face, folosind experți în comunicare și vocile autorizate, filmulețe foarte scurte, de câteva zeci de secunde, în care să nu vorbesc de spaime, ci de ce pot câștiga de la vaccinare. Ce pot câștiga? Spuneți-ne acum că avem această ocazie să le vorbim oamenilor. Da. În, în primul rând. Să se gândească cum se simte acum, Aoleu, îl, îl duc pe la micul înapoi, a fost un caz în grădiniță sau pe scara noastră, exact ce spunea domnul doctor Dumităna înainte. Deci, dacă ne punem centura, putem să mergem în trafic, nu că riscăm să fim amendați, ci pur și simplu dacă se întâmplă totuși un accident, să fim în siguranță. Vaccinul în sine este ca un match de box cu un sparring partner. Nu te bate să te învingă, nu vrea să-ți ia titlul și nici să te omoare. El este un antrenament. Deci, vaccinurile sunt o repetiție simplă și 99,99% ,99 din cazuri lipsită de pericole, tocmai pentru că vaccinurile despre care vorbim acum, le-am făcut și noi. Le-a făcut și domnul doctor, le-au făcut și părinții noștri. Nu vorbim de niște vaccinuri noi care ar, am putea prezuma că au fost făcute foarte repede sau nu știu cum. Sunt vaccinuri care s-au făcut în România. Vaccinul antirujeolos a fost făcut în România ani de zile. Deci, haideți să stăm strâmbi și să judecăm drept să ne dăm seama că singura soluție care ne apără pe toți este să folosim o umbrelă când plouă. Și acum plouă. Adică suntem în momentul în care chiar trebuie să facem ce trebuia să fi făcut de niște ani. Da, domnule Gintrovel, Dumitra, dumneavoastră, ce i -ați spune un, unui antivaxer, dar unul care nu este neapărat atât de convins, ci a citit, a urmărit niște, așa zis, influencer și are anumite îndoieli? adică unei persoane ezitante, că nu așa Clasificăm în acest moment. Sigur că primul lucru pe care facem în momentul în care discutăm cu o persoană care are temeri în ceea ce privește vaccinarea este acela de a înțelege unde se află pe această scală de ezitare la vaccinare. Fie discutăm de o persoană care refuză categoric sau o persoană care ar vrea să se vaccineze, dar e teamă sau n-ar vrea să se vaccineze, dar este dispus să stea de vorbă cu medicul de familie. Ei bine, dialogul este particularizat pentru fiecare situație în parte, deoarece, într-un Fel abordăm discuția atunci când stăm cu un pacient care ar vrea să se vaccineze, dar are niște temeri, și într-un cu totul cu tot, alt fel discutăm cu un uh, părinte care vine și spune categoric eu nu vreau să mă vaccinez. Uh, Ei bine, cel mai important lucru este că numărul persoanelor care ne spun categoric nu vreau să mă vaccinez este destul de mic, este foarte mic. Cred că este undeva între 1 și 5%. Ceilalți, uh, peste 90% dintre cei care, care uh, ezită la. Vaccinare se află într-o zonă destul de delicată în care așteaptă niște răspunsuri din partea medicului de familie sau din partea personalului medical, indiferent care ar fi acela. Și aici lucrurile, eu le-am organizat, de exemplu, la nivelul cabinetului meu, într-un fel în care eu sunt a doua opinie. Prima opinie o reprezintă asistentul medical al cabinetului, asistentul medical comunitar, și după aceea vine medicul care întărește. Informațiile care sunt livrate de către, de către, de către ceilalți. Care este argumentul suprem pe YouTube. care dumneavoastră îl folosiți și ați văzut că funcționează? Depinde, e de la caz la caz, să știți. Primul, cel mai important argument la medic este acela că eu recomand vaccinarea. O recomand ferm. Și asta întărește foarte mult încrederea pe care o are părintele la momentul respectiv într-un medic la care a ales să meargă ca să discute despre starea de sănătate a copilului. În cazul în care discutăm despre identificarea, să zicem, a unor temeri legate de reacții adverse, este un mecanism în care livrăm mesajele astfel încât. Noi trebuie să ajutăm părintele să ia o decizie și nu să-l forțăm să vaccineze. Da. Și asta e un mesaj foarte important. Mulțu părintele trebuie să fie cel care trebuie să fie ajutat să ia decizia. Da. Mulțumesc foarte mult, Ure. domnule doctor Gintrovel Dumitra. Mă întorc la domnul doctor Craiu. Vreau să vă întreb. Există și doctori. Am văzut în pandemie. Există doctori care. Poate că nu știu dacă o spun direct, dar sunt împotriva vaccinării. Există studii, așa zise, științifice false, a spus astăzi chiar și, s-a auzit astăzi chiar și de la minister, cu aceste surse de informații, cum se luptă. Ah, eu aș completa cele spuse de domnul doctor Dumitra foarte convingător. Relația medic-pacient cred că are nevoie de o redescoperire, de chemia asta de comunicare. Nu suntem numai niște furnizori de bilete de trimitere și de a facilita o spitalizare. Și suntem partenerul lor de suflet, așa cum în comunitate este, nu știu, liderul spiritual sau sau Așa este și medicul de comunitate. Și are putere foarte mare. Eu, dacă mă uit în ochii unui părinte și îi spun: Eu m-am vaccinat, eu mi-am vaccinat copilul meu, singurul care l-am, unul, l-am vaccinat cu două doze de vaccin, îi trimit mesajul că am încredere și ca specialist în bolile copilăriei pot să îi spun că am citit, că am studiat și îl asigur că a lui copil sănătos, nu niște super excepții, pentru că da, sunt copii care au deficite imune. Da, sunt persoane care merg pe stradă și îi trăznește din senin. Da, sunt accidente. Nu există niciun medicament pe lumea asta care să aibă zero efecte adverse. Nici măcar apa. Dar, dacă vorbim sănătos, fără a lua lucrurile în glumă, fără a minimaliza riscurile, este posibil ca un ezitant, așa cum spunea domnul doctor Dumitra, fără să ratăm oportunități din lipsă de vaccin, din lipsă de multe lipsuri, am ajunge, pentru că ceea ce a spus domnul doctor Dumitra, 1-5% sunt categoric împotrivă o comunitate care vaccinează între 95 și 99% dintre copiii care ar putea fi incluși, pentru că nu s opun pun categorii părinții, ar avea epidemii zero. Pentru că n-ar fi pacient susceptibil. susceptibili. Deci am fi safe, am dacă, fi safe ar fi dacă ar 1 fi. Exact. 1% exact. Adică, cei care chiar se opun și se opun și se opun, că nu vor deloc părinților și nu putem ajunge Spuneți la. Dar ceva ei. foarte important, Rujolul ar putea fi eradicată complet da. cu o vaccinare de cât la sută? Deci, cu o vaccinare de peste 95%, cum spunea domnul doctor Dumitra, întrucât nu există decât rezervor uman de virusul geolos. El nu trăiește nici în lilieci, nici în hamster, nici în nimic altceva din natură. Cu alte cuvinte, dacă și virusul, exact ca virusurile de computer, nu sunt ființe vii să nască pui și să se înmulțească. Ei, ele au nevoie de celulele noastre ca să trăiască. Dacă nu s-ar putea muta din corpul meu de susceptibil în corpul dumneavoastră de susceptibil și n-ar avea în jurul persoanei bolnave pe nimeni la care să se poată transmite mai departe, Virusul, ca atare, ar muri, ar sta pe suprafețe niște zeci de ore și nu și-ar mai găsi o gazdă. Așa cum a fost eradicată variola, pentru că există numai rezervor uman, așa cum e posibil să fie eradicată poliomielita, cu diverse strategii și eforturi ale întregii umanități, așa este posibil să fie eradicată și rujola, tocmai pentru că are transmisibilitatea asta foarte mare și foarte fixă. Este un alt lucru care trebuie să-l știe părinții că incubația de când l-ai luat până când devii foarte bolnav este undeva între 10 și 12 zile. Deci dacă nu mai are semne de boală ulterior întâlnirii cu un copil, a scăpat.